Aproximativ 19 milioane sunt populația teritoriului din România, conform datelor recensământului care s-a încheiat la sfârșitul lunii iulie 2022, a anunțat președintele Institutului Național de Statistică într-un program pe Realitea TV. În recensământul din 2011, populația stabilă a țării a fost de 20,12 milioane, cu un milion mai mult decât în prezent. Tivrel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică prezentat joi, pentru sursa citată, anumite date rezultate din recensământul general al populației. Aproximativ 19 milioane sunt populația pe teritoriul României. Sunt pesimist în ceea ce privește dezvoltarea demografică. În 2020, în 143 de pensionari, am avut 100 de copii sub 15 ani. Aceasta înseamnă dezechilibre majore în pensii și pe piața muncii. Nu mai este piramida de vârstă, este o bază mică, a spus Andrei. În afara țării există aproximativ 4 milioane de români, a declarat managerul, citând un raport al Națiunilor Unite. INS crește populația localităților vecine în detrimentul orașelor mari. Am observat o tendință, orașele de reședință județeană își reduc populația și cresc populația localităților vecine, a declarat Tivrel Andrei la Realitea TV. 600.000 de case secundare nu sunt ocupate. Căutăm explicații, cum se poate întâmpla, a spus el. El a mai spus că 95% din populația estimată a țării au umplut chestionarele de recensământ. Mai puțin de 5% nu au furnizat informații. Aproape 47% din populație au îndeplinit chestionarele online. Am avut 35% ca obiectiv, a adăugat Tivrel Andrei. Șeful INS a furnizat, de asemenea, date referitoare la raportul persoanelor care trăiesc în orașe și cele din zona rurală. Suntem o țară pictată, cu o țară urbană și rurală. 46% din populație trăiește în zona rurală, explică Andrei. Președintele Institutului Național de Statistică a declarat că colectarea datelor statistice a fost încheiată în operațiunea de revizuire, urmată de verificarea datelor de eșantionare, validarea datelor și finalizarea datelor statistice. Recensământul populației s-a încheiat la 31 iulie 2022. Un anumit număr de 18,15 milioane de persoane înregistrate până la sfârșitul 31 iulie, ultima zi a examenului, reprezentând 95,4% din populația țintă estimată la 1 decembrie 2021, potrivit Institutului Național de Statistică. La 31 iulie 2022, ultima etapă a colecției recensământului a fost finalizată atât prin mutarea examinatorilor la adresele obișnuite de reședință a populației care nu erau